găsit prieteni. Invitatul nostru de astăzi se află în slujba adevărului de peste 5 decenii. Adevărul despre identificarea persoanelor, obiectelor, fenomenelor sau evenimentelor. Cum și de ce face acest lucru, veți afla în dialogul următor. Bine ați venit! Vă rog să luați loc! Mulțumesc! Domnule profesor Lucian Ionescu, aș vrea la începutul discuției noastre să ne limpeziți puțin asupra termenului de criminalistică. Auzim în presă foarte des acest termen și cred că e normal să știm practic despre ce e vorba de la unul dintre cei mai mari specialiști ai României. Sigur că nu o să facem o incursiune, să zicem, în antichitate, deși și acolo erau. Iată, am un curs de masterat despre expediția documentelor la Universitatea din Iași și în antichitate deja se vorbea de acte false, de contrafacere și așa mai departe. Să vedem ce înseamnă astăzi. Astăzi, de fapt, ca și în trecut, astăzi definitoriu este contribuția științelor, fie științelor exacte, fie cele care țin de psihologie sau de altele, la stabilirea adevărului. În fond, orice urmă, să spunem, reprezintă un punct de pornire care te poate conduce fie la identificarea autorului, fie la o circumscriere a cercetărilor și așa mai departe. Deci, pe de o parte, este criminalistica tehnică. Ce ar însemna tehnic, într-o accepțiune universală în ziua de astăzi, sub denumirea de forensic, adică știință legală, dacă am traduce. Deci este medicina legală. Iată, analogia e foarte bună. Ce e medicina în general, ce este medicina legală? Medicina legală contribuie, prin stabilirea cauzei morții și atâtea lucruri, la stabilirea adevărului cu conotații juridice cele mai multe. Cam așa se întâmplă și în restul celorlalte probe. O să-mi spuneți ce probe. Păi probele sunt probe materiale.
Sunt documente, sunt amprente digitale, amprente de încălțăminte, amprente de pneuri, amprente de orice și o mușcătură care se identifică după particularități este de asemenea o amprentă. Sau probe materiale sub formă de materie, păr, spută, spermă și așa mai departe. Iată, amprenta genetică a făcut aici un progres imens. Că dacă luăm mai Romanovi, nu? Și identificarea familiei țariste s-a făcut după niște mici fragmente, adeseori microscopice, fiindcă toate conțin același genom. Ca să ne reîntoarcem, fiindcă sigur ne-am lămurit, pentru că una auzi, de exemplu, procuror criminalist. Și ăsta se cheamă criminalist. Și care predă și la facultatea de drept și l-a masterat. De ce? Pentru că una este analiza de laborator a probelor materiale, prin tehnici tot mai sofisticate în ziua de astăzi. Alta este ancheta în sine, deci procesul de demonstrare a vinovăției, incluzând, dacă vreți, dacă cu ghilimele de rigoare, smulgerea, numai așa ca o metaforă, adevărului însăși din partea celui implicinat, fie pozitiv, fie negativ, cum este tehnica poligraf, cum este mărturisirea și așa mai departe. Nici măcar o recunoaștere, dacă nu este probată pe de altă parte material, nu are valoare. De ce? Pentru că există și recunoașteri false. False căutând să acoperi un adevăr mult mai grav sau pe alții. Sunt mai multe specialități. Mai multe specialități și mai multe departamente. Că și aici venim într-un fel. Deci un teritoriu foarte vast. E foarte vast. Există laboratoarele Ministerului Justiției, care se ocupă exclusiv, de asta se cheamă și Institutul Național de Expertize Criminalistice. Pe care noastră l-ați condus vreo 7 ani. Mă rog, l-am condus mai exact sub denumirea de laboratorul central. L-am lucrat din 60, asta este important. După aceea l-am transformat în institut și nici măcar eu personal mai târziu am venit să-l conduc. Ceea ce am făcut e că am introdus acest institut într-o rețea europeană, European Network Forensic Science Institute. Iată de ce vă spuneam cuvântul Forensic Science. Deci este o rețea de laboratoare de criminalistică de tip analitic și instrumental. Ești monitorizat, vine o echipă și te verifică de la dotare până la standardul. Acum și toată lumea știe de RENAR-ul ăsta. Iată că și în criminalistică s-a făcut un soi de reguli, era zic de bună purtare prin analogie, de reguli de efectuare expertize și de standarde care trebuie să respectate, dar care încă nu te conduc la adevăr. Dar să-ți termin ideea, cele Ministerului Justiției și sunt numai astea. Există Institutul tot național, după aceea și-au reluat denumirea, de criminalistică a Poliției Române. E, acolo este mai vast domeniul, pentru că și ceea ce le revine să facă sarcinile sunt altele. Pe lângă toate expertizele care le făceam noi, care un loc important, să vă spun, sunt în accident de circulație. Suntem mai imaginăm că numim dactiloscopie, grafică, fizico-chimică și așa mai departe. Un sector imens de accidente de circulație. La poliție e normal. Ei, când se întâmplă ceva, se deplasează la fața locului. Deci toată problema de relevare a urmelor, de căutare, relevare prin tehnici instrumentale, diverse aparate, mă rog, cu diverse fluorescențe și lungimi de undă, de a pune în evidență o urmă invizibilă pentru ochiul liber, și după aceea de a-l concretiza într-o imagine în ziua de astăzi digitală, toate sistemele, dacă tot suntem la amprente digitale, sistemul care se cheamă AFIS, deci care totul este pe bază de softuri, tot ce vedeam acum cazierele și în timpul lui Mina Minović, Valentin Sava, fiind cel care a introdus dactiloscopia în România cu fișuțe, așa cum se făcea și la identitate judiciară la Paris și pentru scrisuri, acum totul este computerizat, dar computerizarea asta nu vizează numai stocarea
deci o bază de date, ci însă și expertize. Când am fost cu bursa Fulbright la New York, am pe lângă... În ce an s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat în 96. De fapt... O bursă de prestigiu pentru... O bursă câștigată prin concurs. Erau 5 locuri. Fiecare dar dintre oamenii este... care doresc să facă mai mult decât da, mă rog, nivelul mediu. Acum de obicei asta se fac în mediul academic. Mediul academic, deci înseamnă în universități. Oar criminalistica nu este ca în România la facultățile de drept și în altă parte. Este un complex separat. Este altceva. Întrebând și tot sari la una la alta, mă scuzați să sunt poate cam discursiv, uneori mă mai întorc, alteori nu, mergând la serviciile de criminalistică de la New York, în curte, jos, întâmplarea făcea că era Academia de Poliție. Și ăștia făceau acolo exerciții, însă întorceau pe loc, la comandă, viitori polițiști și întrebând, zic, dar ei în ce an fac criminalistica? Și ăștia se uitau la mine și a zis, care criminalistică, domnule? Asta să duc și fac la institut, de exemplu, unde predam eu la John Jay College for Criminal Justice, John Jay fiind primul președinte a primei curți supreme a Statelor Unite, cum mai spune Dimitri Cartemir sau Alexandru Ion Cuza. Ei, acolo se făcea profesorul Wilk, care conducea poliția pasta de forensic science, de științe forensic, la New York, mi-a propus, dar în primul rând că mă eram cu totul depășit, asta e, nu pot să fii specialist în așa ceva, să particip la elaborarea unor perfecționare și elaborarea unor noi sisteme de acest fuzi expert. Deci sisteme nu numai automatizate, asta ar fi, hai să zicem așa, îmi vine mie partea mecanică, ci este vorba de o parte conceptuală. Și fiindcă asta nu trebuie chiar că să uit, să se divaghez prea mult, expertul om nu va putea fi înlocuit niciodată de expertul mașină, oricât ar fi de perfecționat sistemul ca atare. Am învățat de la câțiva mari experți, mari acum în sensul, într-adevăr, nu celebri, mari, cum era, de exemplu, profesorul Boia. Profesorul Boia, tatăl domnului profesor Lucian Boia, mi-a fost mentor, este puțin zis. Un om extraordinar. Păcat că a fost războiul și n-a putut să-și facă. A lucrat în sate, făcea teatru românesc, sociologie, cu gusti și așa. În ce segment al existenței dumneavoastră v-a fost mentor? Era student? Expert. M-am învățat expertiză grafică. Adică aici, și este opusul Fuzzy Systems sau există, dar ăsta este în capul expertului, este că lupa de sifon te ajută, distingă sifon să vezi un pic mai mare. Cam atât. Dar și dacă e un microscop extrem de perfecționat, să zici un grosisment mare, tot ceea ce știi tu și experiența asta nu o poți obține de la început. Unii toată viața nu au în sensul de un anumit feeling, dar nu flerul polițienesc de criminalist, ci flerul de om de laborator. Eu tot, știți, lucrând în domeniul ăsta toată viața, sigur că discut de pe această poziție. Haideți, poate vă propun să discutăm puțin și despre expertul criminalist Lucian Ionescu, pentru că proveniți dintr-o familie deosebită, o familie ieșeană cu rădăcini adânci, de fapt în nordul Moldovei, unde bunicul dumneavoastră a fost preot, și iar tatăl dumneavoastră a fost o somitate a științelor juridice românești. Profesorul Octavian Ionescu, membru al Colegiului Legislativ al României. Tatăl nostru a fost al nostru, fiindcă suntem 4 descendenți, cu toții și încă trăim. Fiecare, 2 fete și 2 băieți. Da, fiecare într-un alt domeniu. Eu sunt ceea ce am încercat să definim minim și încă nu am să până la capăt. În ordine cronologică este Ilinca Bartui, care a fost profesor la Universitatea din Avignon și care s-a căsătorit cu Georges Bartui, primul francez
prin anii 62-63, vă dați seama cu toată securitatea pe urmele lui, printr-un protocol care a venit foarte de tânăr, avea 20 ceva de ani, la Universitatea din Iași. Irinca i-a fost studentă și după aceea s-au căsătorit, au plecat, dar au rămas legați de Iași. De altfel, mergând mai jos, dintre nepoții noștri, Tanguy Bartui, care la 9 luni era în România și ambii cu sora lui în fiecare vară stăteau în Alexandru cel Bun, pe Raleș, în Alexandru cel Bun, el a devenit un remarcabil avocat din sud, are împlinit 50 de ani, din sud, sudul Franței. Dar să amintim și de fratele acum, în ordine, da, mergând mai departe, coborând pe scară, dar nu o să ne ocupăm prea mult totuși de familie, este Gabriel Ionescu, mă rog, toată reputat chirurg. Reputat chirurg și mai ales ceea ce să știi mai puțin, că a înființat prima, în țară, din câte știu, prima secție de oncologie pediatrică, la vremea aceea nu se purta. Sigur, el era chiar la un moment dat iritat că toată lumea îl asociază cu separarea siamezelor de la Botoșan. Este evident că a fost și rămâne remarcabil, cu toate că, precum vedeți, și noi suntem cam toți acum în preajma Senectuții, minus Marina, profesor la tot la Iași. Care este cea mai mică din familie. Cea mai mică, e 10 ani mai puțin decât mine. Dumneavoastră, da. Care are lucrări remarcabile. Pot să vă spun când mă urmăriți. Eminent profesor de limba franceză la Universitatea de limba franceză, dar când aș a dat teza de doctorat la București, la Pitt Armoș, contextualist, cu niște concepte, cu ciocârlii, cu alții, eu vă mărturisesc că aproape n-am priceput nimic, pricepeam în teza de doctorat a fratele meu când a susținut-o. Dar sigur că erau lucruri de... Și a scris foarte mult, a luat și premiul Academiei și așa mai departe. Dar dincolo de trupa asta de patru, ați amintit, vroiam neapărat să... Fiindcă vorbeați de izvoare, mai ales de tatăl meu. Cineva care v-ar asculta sau a ascultat fraza, sigur, bine meritată de tatăl nostru și ar putea să aibă o idee falsă în sensul că era un profesor foarte cunoscut. Păi n-a fost cunoscut deloc până de curând prin inițiativa domnului decan care a inițiat, nu numai pentru tata, volumul această colecție In Memoriam. Tatăl meu a fost pur și simplu pentru lumea juriștilor descoperit. Redescoperit e mai greu de spus, pentru că cei care au fost contemporani nu mai există. Trecând, plecând de la Vornicenii dintre Botoșan și Dorohoi, să faci teză doctorat la foarte de tânăr, în 1931, cu Ripert, marele civilist a Franței, cu René Cassin, care a luat apoi premiul Nobel pentru pace, și Le Fur, un remarcabil iar civilist, și i-au spus, știți ce obiecții au făcut la teză. E foarte interesant acest volum, care este un amestec de toate, în primul rând, toate lucrurile pe care nu le-a putut publica, pentru că trebuie spus că școala asta trebuie să începem, că a avut o perioadă ascendentă și comunismul l-a îngropat pur și simplu, în fel de a zice, pentru că nu s-a lăsat deloc îngropat. Deci n-a mai putut să publice, a fost dat afară. Că tot se vorbește de epurare. Știm, am pus-o așa elegant, că profesorii au fost epurați, de parcă ar fost niște ape reziduale care nu mai corespundeau și le-au purificat. Au fost dați pur și simplu afară. Și el a refuzat, ceea ce nu s-a întâmplat cu alții, ca să nu să colaboreze, să mai practice dreptul la nivelul oficial. A preferat cu patru copii să ducă la o școală de deficiență mentală de la Copou și să pensioneze în cele din urmă pe la Scărcat Argint, după ce a trecut și prin Târgu Cucului și așa mai departe. Dat și scos afară. Acum o lună, și la Gaudeamu s-a lansat cartea, nu numai la Iași, a fost pur și simplu resuscitat. Dacă vedeți ce articole a trimis în 77 și în altele multe ilegal despre drepturile omului, pentru că tata a avut două mari concepte. Dreptul legate, dreptul natural
și drepturile omului de care se vorbește atât în ziua de astăzi. Asta a făcut-o în 31. A venit după aceea o a doua ediție care nu este o reeditare. După Paris a obținut bursă Rockefeller și bursă Humboldt. Mă rog, așa cum am obținut și noi, să zicem, dar cred că mai strălucit, că vă dau un exemplu care nu era jurist, dacă nu mă înșel, cu Heidegger. El toată viața lui a făcut drept comparat. Unul din lucrurile care s-a reproșat la Universitatea de Iași a fost scos, nu știu dacă chiar oficial sau nu, că face drept, nu face diferență când făcea drept comparat între dreptul elvețian și dreptul sovietic. Tatăl dreptul era o concepție. Această carte care a apărut și sperăm că editura universității să o multiplice, o să intre, deja a apărut în urma unor vechi exemplare rămase la bibliotecile din București în teze de doctorat, problema normei juridice, într-o viziune cu totul alta decât mecanicistă și papalicească la un moment dat, dacă luăm tot ce se publică la noi. Prin asta a fost mare ca om de știință. Dumneavoastră a fost de nelocuit prin... simțeați care valoare atunci când trăia și a, erați da, în preajma lui? Asta bineînțeles, pentru că noi am fost nu educați, asta a fost atmosfera familiei. Apropo, cum era atmosfera în familie? Era foarte nostimă, într-un fel. Într-un fel pentru că mama era elvețiancă. Era elvețiancă franceză cu 3 licențe franceză la Geneva, italiană la Siena și germană la München, unde l-a cunoscut și pe tatăl meu, s-au căsătorit după vreo 4 ani. Era o familie de arhitecți și lucrând construcții nord, mă rog, s-au cunoscut și am cunoscut-o și pe străbunica, Giovannoni se chema. Și am stăteam vara la Madonna del Sasso, lângă Lugano și Orselina și așa mai departe. Mama era liberală, știți, cu noi. Tata era mai rigorist, român, verde, cu posturi la cap, la coadă. Mergeam la 40 de sfinți aici, prima și ultima săptămână, înainte de Paști. Mama, ce așteptăm noi Crăciunul? Facem ca în Occident, pe 24. Tata, cum o să mâncă cozonac pe 24? Păi uite, dar cum mănâncă toți acasă la ei? Presupunând că am fi avut cozonac, au fost vremuri când am mâncat numai ce se chema mălăieși, adică niște apă cu mălai pus într-o tavă și tăiat în patrate. Dar nu exhibăm, fiindcă n-am fost nici singurii, alții au fost mai răi, mai rău au terminat, la canal, la... și așa mai departe. Tatăl meu a fost de o rigoare, de o poziție, de un cult pentru mai ales dreptul francez, dar și celălalt german și în Austria le cunoștea bine. A făcut lucrări importante pentru Consiliul Legislativ, care a fost desființat în 48 și trebuia să apară un cod civil atunci. Și tot ce a scris, dar mai ales le spun unora, și acum mă reîntorc la familie. Bine, mama deci era nostimă, tatăl meu era... aveam o vorbă, mai ales când veneam eu de la București. El scria, când îl prindea pe fratele meu, când pe mine, ziceam că acum mama cu bocatele ei, că suntem la capelă. La capelă însemna că ne chema și ne citea pasaje din care păreau niște himere. La un moment dat a zis că nu comunismul și tot imperiul țarist și nu pot să reziste a la lung, datorită faptului că sunt contra drepturilor omului, contra dreptului natural. Și noi mai pofneam, mai mult sau mai puțin bine, dar cum crezi o să cadă? Azi și asta nu pot să vă spun. Prima oară când a fost oarecum bucuros că simțea că se mișcă ceva, a fost într-a trecut Tito prin gara Iași, de altfel toți am fost acolo, ca o flacără de speranță după ce am fost intoxicat, scutit o coadă de topor. Parcă se deschisese ceva. Nu mai zic de primăvara ceoslovacă, Dubček și toate 68 și așa mai departe. Și iată, omul născut în 1901 apucă 1989 la 88 de ani și cade comunismul. Ceea ce a prevăzut el, dar n-a știut cum. Și imediat se înregimentează, era să zic, în problema
cu Basarabia, începe să țină conferințe și mai ales face toate demersurile pentru ca să fie reîncadrați cei patru, cred că, profesori din cei iepurați, cum se zicea, în ideea tot a dreptului care a fost încălcat și care trebuie acum, cum se fac, reconstituiri. Toată lumea face reconstituiri de păduri, dar reconstituire de oameni și de destine care au fost distruse. Ce faci post-mortem, nu? Și iată că nou parlament, Bârlădeanu, senatul, s-au făcut demersul și au fost, între timp, cred că unul a murit, în orice caz celebru era Ilie Georgescu, drept comercial. Și a fost renumit și în 15, cred că în 15 noiembrie 1990, și a mai apucat aproape un an până la Revoluție, de când a fost sau ce-o fi fost, și s-a dus la Facultatea de Drept, urcând dealul poporului, ce credeți, ca să-și pregătească lecția inaugurală de nou profesor. Și când s-a reîntors, în Alexandru cel Bun a urcat 10 etaje, că nu mergea liftul, nu știu, cu asta sau fără asta, dacă destinul nu era același, ar fi fost, și a făcut un atac cerebral și s-a dus. Mama, înainte să căsătorească, a venit în România. De o curiozitate pentru... Și s-a dus la Vorniceni și a asistat, nu era măritată, și a asistat la o bobotează cu țăranii ăștia așa, cu căciul, pe gerurile alea, cu cruce de gheață. A fost prietenă, a avut corespondență cu Elena Păcărescu. A fost și a scris un articol sau mai multe despre trei erarhi. Adică ea s-a făcut, neștiind că o să vină rușii și comunismul, a devenit o româncă prin simțire. Mama dumneavoastră nu dorea să se întoarcă în Elveția? N-a putut, în primul rând. În primul rând n-a putut, pentru că în momentul când ne-am întors, că noi am fost în timpul războiului și tata a avut ideea genială să ne aducă înapoi, tot din spiritul pentru țară, pentru că ortodoxie și așa mai departe. Unde ați fost în timpul războiului? La bunicii din Elveția. Văzând că lucrurile se merge spre război, atunci în 43, Mariana nu exista, ne-a trimis la bunici și am stat la Corgemont, Saint-Imier, partea Jura, cum se chema. Tata, când ne-a dus, Pela, Vespasian Pela, celebru penalist, întâi pusese la Liga Națiunilor în locul lui Titulescu și după aceea ambasador la legația noastră. Și tata, când a venit în 44, i-a spus: domnule profesor, aveți soția elvețiancă cu copii aici. Vă oferim o catedră unde vreți, la Neuchâtel, la Geneva, aveți doctorat la Paris, de ce nu rămâneți aici? Și mai mult decât atât, am bani de la guvernul român, mă rog, de la Antonescu, că era prim-ministru, rușii au ajuns la Chișinău și vin să rostogolesc peste noi, rămâneți aici, fiindcă eu nu pot decât soția, pentru că era și acolo chestia cu viza și atunci. Puteți să rămâneți legal în Elveția? Și a zis, nu. S-a suit în tren, s-a suit, că o să asta aveți și explicația în volum, și ultima fotografie este un bilet de tren pe care scrie 23 august 1944. A plecat, a încercat să intre pe la Curtiș sau pe altă parte și a ajuns la Cluj și avea tren ca să vie la Iași sau la București, mă rog, făcea naveta, să vie la București. Actul la 23 august s-a produs atunci. Cum vorbeai românește, hortiști și toți, nu-i nevoie să vă explic atmosfera, bănuiesc, că eu n-am trăit-o personal, și a stat până a trecut frontul peste el, a fost ascuns de episcopul Suciu a Uniților, care a fost la noi în casă după război, cu tichiuța violet, parcă îl văd așa, și un alt preot român, Frondor, până a trecut, deci avea biletul de tren 23 august 1944. Și după aceea ne-a dus pe toți înapoi. Avionul care am venit era pilotat de Max Manolescu, care a fugit și el. Era unul din cei mai mari piloți. A fost primul avion civil care a ieșit în țară,
după război. Așa că așa ne-am dus, așa ne-am întors. Mama n-a mai putut să, nu s-a mai putut ieși după 48. Totuși în 67 a putut să plece pentru vreo săptămână, două și, mă rog, mama ei aproape nu mai recunoștea. Spune, știam și eu o fică în România, o cunoști. Asta este senectutea. Pentru că ați fost primul copil din familie, a fost necesar să urmați și dumneavoastră facultatea de drept? Este bună întâmplare. Sau a fost o întâmplare? A fost, să vă spun, nu știu ce, o să judecați după ceea ce a fost. Când am terminat în 55 liceul, noi spuneam internat atunci, după aceea și-a recăpătat și unele negruții, după aceea n-am apucat, dar am fost șocat prima oară că s-a reintrodus. Prin anii 69 a fost oarecum, sau mai înainte de liberalism, când s-au repus uniformele la Teatrul Național cu Beligan, în primul rând, cu Bârlădeanu, cu toți care terminaseră așa, s-au fost niște festivități. Nu-i spunea negruții, spunea liceu internat. Când am terminat în 55, înainte și după, că și Arșinel era la clasic și toți eram cam de o generație, între mine și Arșinel de altfel vreo săptămână diferență. Ei erau un soi de zical, un soi de credință sau așa, care spunea cei deștepți să duc la politehnică și la medicină, cei tâmpiți sau poate le spune altfel să lași cu duhul sau așa, limitați ce s-o fizic, să duc la drept și la filologie. N-aș putea să vă spun dacă eram influențat de zicerea asta, dar cert este că mai toți din clasă, nu chiar toți, iată de exemplu Dan Mănucă cu care am stat în bancă tot liceul, ca să dau un singur exemplu, a ajuns reputat în filologie și în alte domenii. Dar mulți se duceau. Și atunci ce mi-am zis? Eu, tata în sinea lui ar fi vrut să fac dreptul. Și chiar îmi spunea. Zic, uite, ai impresia că vin americanii, ce vrei să mai faci cu dreptul? Că el a zis, da, o să vină vremuri, o să vină vremuri când o să iarăși o să fie dreptul la locul lui. După cum soția mea, care e profesoară de germană, îi văd și la București, stăteau la bucătărie și spunea, dragă Angelă, limba germană, să vezi cum o să revină și ce importanță o să aibă și așa mai departe. După 89, ca decan a bursierilor Humboldt, a ținut la Academia Română premiul de discursul de recepție, mă rog, a germanilor care veniseră și așa mai departe. Și atunci am zis, nu, domnule, mă duc la politehnică. În primul rând că noi cam toți în familie, până și fratele la medicină, nu se poate spune că are vreun panșman tehnic. Așa că mai slăbuși, dar nici nu am eu unul algebră și de astea. A, da, fizică, chimia mă interesa și geografie, mi-am inteles, mă ceam la universitate și luam hărți mari cu fundul Mării Negre, era Șandru și acum mi-am inteles decan, după aceea a fost rector, dacă mă știu, și a dat o matematică și... Dacă nu și a susținut examen de admitere la politehnică? Păi n-am apucat, că acum vă spun istoria, să vedeți dacă e întâmplare sau nu. Și deci făceam algebră cu Caraman, fiul profesorului Caraman, cu Ciornei, Sandu Ciornei, a cărui tată a fost director la Casa Universitarilor și era, m-a învățat desen tehnic și atât mi-a ajunsese până aici, deveam suportat, tata plătea din sărăcia noastră, îmi plătea lecții, încât într-o zi, că erau două străzi, de pe Palade până Viperale, am deschis ușa și am luat cărțile, le-am aruncat, s-au dus până sub un pat și am declarat, nu mă mai duc la nicio politică, mă duc la drept. Tata, bineînțeles, fericit, alți părinți ar zice, ce domnule, pe ce am cheltuit parale și dacă asta se poartă în ziua de astăzi. Așa că toată lumea a fost fericită și iată că n-am ajuns să fiu inginer, cred că nici n-aș fi fost bun de inginer constructor, în procuratură și în, când se chema parchet, și în magistratură. Erau cei cu dosar bun. Tata a dat afară, mama elvețian, când se pune problema. Era șomer garantat. Că o să vedem. Singurul lucru unde ne era accesibil era avocatura.
În ziua de azi, ce mănoase. Dar atunci era o propădenie și m-au numit pe la Cisnădie cândva. Nici n-am călcat vreodată, că cerusem eu că schiam pe Șorogari și am zis să fiu aproape de Brașov, ca să vedeți ce idei pot să ai la 20 de ani. Și un tip, aici n-am uitat, deși nu-l mai văd în fața ochilor, unul spune, domnule, știi ce, eu sunt student, cred că tot pe la drept mai mic ca mine, și mare pocherist, că în ea se juca și eu eram, nu eram bun. Odată mi-a fost o rușine, am rămas dator niște bani, mi-a dat mama și n-am mai jucat niciodată. Erau de ăștia care aveau gazde. Și zice, domnule, eu stau la preventoriu, dar n-am nimic. Joc poker, n-am nimic, dar zice, știu fotografie. Și s-a înființat în Iași un laborator de criminalistică nou, al Ministerului Justiției, unde aș vrea să am un șef care să-mi permită să viu când am treabă de făcut niște poze pe acolo. Ce vorbești, domnule? Dacă dumneavoastră sau altora le sună cuvântul criminalistică, păi vă dați seama la nivelul anului 1959, la 20 de ani, cum mi-a sunat mie. Și era impresionant. Ce forensic science și da... Bine, atunci nu se făcea asociații, se făcea sigur cu miliție, cu securitate, niciodată nu aveam treabă. După cum am avut toată viața. Și după cum totdeauna am ținut să precizez, mai ales până în 89, lucrul ăsta. Că lumea de confundă. Deci n-au nimic, am avut polițiști eminenți și de tehnică, să vedeți ce antropologi au, ce reconstituire după portret, după restul de oase, după... Mă rog, mai ales la vremea asta, au intrat și la vreo 6 ani după noi în acel MC de care vă spuneam. Și zice, știi ce, domnule, eu plec la București și dă-mi o cerere. Că am acolo vărul care este fotograful de la acest nou înființat laborator. Bă, nu mă costă nimic. Au desființat corpul experților grafici condus de Boia de care vă spuneam, care erau experți unul și unul și nu numai, erau și medici, legiști, și care funcționa în cadrul sau pe lângă Institutul de Medicină Legală. La desfințat și a zis, facem laboratorul Ministerului Justiției, uite, dăm 2 camere, îi luăm pe câțiva care sunt acolo, pe unul care era cum se cade, nu prea știe expertiză, dar era membru de partid la cartier, era în vârstă, la cartier undeva. Noi îl punem șef și asta dat să înființează la București laboratorul central, că făcea contraexpertize, și laborator interjudețean Iași, Cluj și București. București, Cluj, Iași. Bun, la Cluj imediat l-au făcut de la facultate. La Iași, primul am fost eu numit, deci așa s-a înființat. După aceea m-au umflat ei la armată un an de zile, dar când am ieșit era ministrul Diaconescu, nu Diaconescu ăsta, care a murit penalistul și nici Diaconescu, care a fost și la Cotroceni. Era un altul, fusese la ONU foarte bine. Și m-au numit la Iași și m-au detașat la București. La Iași nu exista nimic. Nu exista cameră, nu era niciun aparat, nici n-au zis să răștea. Prima mea fapt de la tribunal. Și funcția era de expert criminalist? Da, era laboratorul în formă în care este acum. Dar acum e cu mulțime specialitățile. După vreo 6 luni, un ministru ajunct, îl chema Rosman, la o ședință de asta de bilanț, a zis, ce mai ține, domnule Iașu ăla? Îl suspendăm? Și atunci m-au transferat în București, ca reprezentant așa și prin absorpție. N-aveam buletin, dormeam pe acolo pe unde se întâmpla, mă rog, o să mai lungă. Așa că, așa am ajuns eu primul, dar niciodată n-a funcționat decât, mă rog, în cadrul de la București, pe aceea, sigur, s-a înființat, dar au trecut foarte mulți. Și așa ați părăsit Iașu? Era, în primul rând, o cu totul altă lume, care nici nu dăsep în cap. La Iași făcusem un semestru cu Teodoru, profesor Teodoru, celebr în procedură civilă, la vremea aceea ne preda criminalistică. Era pentru că, și asta contează enorm, întâlnirea cu Boia și cu domeniul. Deci domeniul, pe de-o parte, grafologie, grafologia înseamnă caracterul persoanei după scris, pe de altă parte, în sine, examinarea scrisului, dar dincolo de asta, și asta e caracteristic, pentru totul în domeniul expertizei,
sunt nu judecățile de valoare, ci faptul că, încerci să cunoști prin urmă de unde vine și așa mai departe, dar după aceea îți tragi concluzia. Pentru că criminalistica asta de laborator în general, și cum început să vă spun ca mijloc de probă, inclusiv expertiza documentelor, nu este ceva artă pentru artă, cum faci grafologie la butic de grafologie la Amsterdam, zici, fă-mi și mie, și care aflaș când am scos cartea în 73, să vedea că nu a scrisului, că scrie și în prefață, cum afla că mă ocup de scrisul, zicea, dar ce crezi despre mine? Sau scria, îmi dădeau hârtii, sau scria trei vorbe. Dar făceam cu totul altceva. Era o provocare. Acolo este, nu este artă pentru artă. Acolo este cu consecințe grave. Și a fost dintotdeauna. Nu ne prea dădeau nouă, dar știți, cu scrisorile alea periculoase, care anti, cum spuneau, anti-social, deci, mă rog, contra sistemului. Aveau ai lor, doar când le ajungea la ananghi, când nu știau ce să facă. Dar toate procesele civile, numai la reconstituire acum, cu reconstituirea asta, gândiți-vă, acte, nu se puteau face multe oficiale, n-aveai voie să-ți vinzi grădina, n-aveai voie să nu știu ce. Și atunci, totuși, viața merge înainte, se vindeau, se făceau chitanțe. Între timp, aia au murit. De ce au apărut până a reconstitui o mulțime de procese, opcine din Bucovina și așa mai departe, frați care își sparg capul pentru ca să mute gardul mai încolo și unde te duci și numai asta. Totul era problema autentic sau fals. Fie că e vorba de testament, fie că e vorba de chitanță, fie că e vorba de o donație sau în penal. Păi în ziua de astăzi am avut semnături de 500 de milioane de euro pe o singură semnătură. Păi răspunderea este colosal de mare. Aici, dacă nu o faci, poți să spui că nu poți să stabilești. Un expert onest zice, dom'le, ori cu probabilitate, care judecătorul sau îți răspunde, eu n-am ce face cu o concluzie probabilă. Mie să-mi spui, ori e, ori nu e, n-am ce face. Pentru că probabilitatea nu înseamnă dubiu. Probabilitatea înseamnă, de fapt, rigoare. Că expertul nu este, în primul rând, suveran. Expertul, în primul rând, este considerat un auxiliar al justiției. Judecătorul nu este ținut de concluzia expertului în orice domeniu. Gândiți-vă, de exemplu, un accident în circulație, vedem zeci de mașini încălecate și se spune după urme, după nu știu ce, după cutare, în fond la ce se tinde? Să reconstitui dinamica accidentului. Și pe cale de consecință vine și vinovăția. Autoala cedează trecerea, n-a cedat, a intrat în intersecție. Și ăla a dat, dar lucrul trebuie demonstrat tehnic. Deci nu este ținut de asta, dar așa cum există la judecată fond, recurs, apel, tot așa și în materie de expertiză, există prima expertiză, nu? La nivel de laboratoare interjudețene și o contra-expertiză, mai exact, eu am mers contra termenul de contra-expertiză, pentru că este o nouă expertiză care nu contra-expertizează concluzia primei, ci face o lucrare autonomă. Într-o fază un expert la institut, în cealaltă fază în comisie de trei. Cum se ajunge la un nivel înalt al profesiei? Știți, De Gaulle în Quebec, fiind confruntat cu problema francofonii și așa, spunea, oui, mais, da, dar, numai prin tine însuți. Și într-un mediu propice. Mediu propice înseamnă să ai cine să te învețe, să ai, nu feeling, dar să ai nici măcar talent. Să ai chemare, nu știu, un cuvânt de genul ăsta, dar realitatea este a efortului personal, deci atașat de lucru, cititul cum era pe vremea și nu pe internet și pe toate, nu știu câte biblioteci am făcut la viața mea, pe experiență, să ai mult, să fii confruntat cu multe cazuri. Este exact ca medicina. Mulți puțin cât să avem, sunt destul de pasionați. În orice caz pot să vă spun cei câțiva care sunt la Iași, dar și la Cluj, și au avansat foarte mult, foarte mult, și anumite domenii nou introduse,
m-au depășit cu mult, asta este evident. Deși se pare că sunteți încă singurul specialist român în autentificarea grafică a operelor de artă prin expertiza semnăturii. Da, un lucru foarte important în arta plastică, semnătura. Da, foarte important, adică s-a vehiculat într-o vreme, deși un sâmbure de adevăr poate ar fi ulterior. Faptul că am pictat, eu am pictat cam vreo 17 ani în ateliere de pictori, dar n-a avut legătură cu problema semnăturii, dar sigur că cunosc specificul. Plecând de la singurul desen Van Gogh care există în România, deci pe hârtie, un scris, și încă câteva lucruri care le-am făcut, după aceea am intrat și am fost oarecum obligat și împins în asta de Radu Bogdan, care a făcut expertiza Andreescu, o poveste mult prea lungă pentru ora asta, a unei lucrări dispărute, văzut ultima oară pe un clișeu de sticlă în 1925 și reapărut ca prin minune din Statele Unite oferită și atunci s-a zis, dacă e autentic, mă rog, oferiți ieftin după mine, 5.000 de dolari. Acum ne vindem rugăciunea și cuințenia pământului și toate. Asta este. Și Poganiu, care l-am expertizat, l-am avut în brațe luni de zile, s-au dus să duc. Pentru asta, mă rog, n-avem bani. Dar tot de la expertiza grafică am ajuns și tot expertiza grafică pe documente. Și după aceea am trecut pe pastă. Pe pastă și penel în loc de vopsea și pensulă, sigur că nu spune. S-a acumulat experiența, s-a acumulat 40 de ani aproape. Ceea ce e trist că n-am scris ce trebuia să scriu până acum și nu știu dacă va mai fi vreodată. Ce înseamnă împlinire pentru dumneavoastră la acest moment parcursului vieții? Dacă m-ați întrebat, poate mai bine m-ați întrebat ce neîmplinire am. Și este exact și după... Da, dar publicul poate nu știe toate împlinirile dumneavoastră. Nu știu. Mi se par domeniul absolut al normalității. În orice caz, mi se par insuficiente. Împlinirile? Da. Dar neîmplinirile vă fac pe plac, vă întreb. Nu, sigur că nu fac pe plac, dar... Nu, eu vă fac pe plac și vă întreb. O percep ca poate niște lucruri neduse până la capăt, nu știu. Eu și scriu greu. Precum vedeți, vorbesc ușor, dar deschis scriu greu, relativ greu. Mă rog, acum, știți, zarurile sunt aruncate, așa că n-am ce să mai perorez mult pe una pe alta. A fost o vreme când cartea de care mă întrebați a fost un soi de Biblie a celor care s-au pregătit în domeniul ăsta, altceva nu exista. După aceea am început să scrii, că se scrie cu copii sau nu, ai altceva, dar s-au înmulțit, s-au mai apărut, dar a fost ani de zile, zeci de ani, când a fost într-adevăr, într-un fel unic. Chiar oameni care au oarecare experiență, zice, domnule, decât pot pictor pe mâna și recitesc, dar ei acum, după un număr de ani, își dau... simt exact ceea ce nu simți când ești tânăr. Și vă dau un mic exemplu în materie de tablouri. Radu Bogdan vede un tablou, un Andreescu mare, la un academician, în sfârșit, ce s-a însemnat și lecții de rigoare. Și după vreo 20 de ani și spune, știți, domnule profesor academician, tablou e fals. După ce tot el îi spusese cu 20 de ani în urmă că e bun, fiind considerat cel mai bun și mai mare, cât o vorbim, mare și nemare, specialist în Andreescu. Și atunci e explicat că după 20 de ani de atâtea falsuri și atâtea autentice câte a văzut, lucrurile nu s-au schimbat radical. Dar mi-amintesc că avea două cutii cu fotografii mari făcute, materiale în RDG, când am făcut cumpăna saltă, când mi-a pus la dispoziție, am făcut expertiza aceea și așa am intrat în domeniu, să zic. Și în decursul anilor, câte o fotografie a mai zburat dintr-o cutie în alta. Mai mult autentic în fals, dar istoria artelor consemnează și invers, când și se mai întâmplă și în ziua de astăzi. După 20 de ani s-au fost mai mult și când i-a spus, ăsta bineînțeles că a rămas siderat și i-a zis,
dacă asta este... Ce mai înseamnă pentru dumneavoastră Iașiul după 5 decenii, mai mult chiar, petrecute în București, în capitala României? Păi, în primul rând că atașamentul care l-am avut și l-am pentru Iași nu se compară cu cel bucureștean. La București nu pot să zic că am avut alt tip de relații cu alte institute, poate alt tip de spectacole. Aici a evoluat foarte mult și partea muzeistică, care nu mi era străină, cu Corneliu Ionescu, cu alții, dar fiindcă am trăit puțin, că în anii 55-59 nu prea se cultiva acest gen. Iașul, eu fac abstracție în partea sentimentală, unde uneori mai mă duc pe Ralet, care singurul lucru, dar asta toți oamenii în vârstă acum regretă tinerețea, inclusiv cum arăta pe vremea aceea. Una era casa noastră și cu căsuța lui Topârceanu și așa mai departe, și acum sigur s-a schimbat tot. Ce păsărărie, mergea tramvaiul ăla, făcea cruce, era la Haralambie o alimentară, unde sperai să spui halva, că era... Și acum, ca peste tot în România, multe construcții, haotic tot, dacă te duci în Tudor Vladimirescu, ce să mai vorbim? Nici măcar Târgu Cucului nu are colțul ăla cu Golea și... Ce să mai vorbim de Bucium, unde aveam la să și un unchi, dar unde ca studenți și ca elevi mergeam să bem cu burta de la Frumoasa sau cum se cheamă, mergeam mult pe jos și întors. Asta este, asta e peste tot în lume. Cu toate că n-am știut să punem în valoare, nu să conservăm anumite lucruri. E altfel decât în București, asta în mod absolut cert, ca să simplific. Deveniți deci, mai poet deci, aici? Deci, e altfel când mă duc la Bojdeu ca Lucreangă și chiar la școala primară din față și altceva e pentru el, care se uită ce știu eu, la casa lui Vlasov sau ce mai vede. Dar sigur că vor rămâne Iașii noștri, asta este cert, tati îi plăcea să folosească pluralul.